Compozitorul și pianistul Andrei Irimia a susținut pe data de 14 februarie la București, în Arcub, primul concert din turneul All Strings Attached. Este un proiect care are în prim plan muzica clasică contemporană, o invitație către public la introspecție și libertatea de a simți emoția în starea ei pură. De multe ori, melodiile mele pornesc dintr-o introspecție, dintr-o conectare cu mine, la un nivel mai profund. Consider că melancolia este un filtru bun de autocunoaștere și cu cât facem asta mai des, cu atât și ideile noastre pot deveni mai bune, atât pe plan artistic, cât și pe alte planuri. Andrei Irimia este un compozitor și pianist român din Constanța. Cântă la pian de la vârsta de 8 ani și a studiat o mare varietate de stiluri în primele sale încercări muzicale. Anii 90 reprezintă perioada în care artistul a început să-și creeze propriile lucrări, precum și unele producții experimentale în care a abordat genuri diferite. Cu un profil în continuă creștere pe toate mediile sociale, Andrei Irimia este tot mai apreciat astăzi în România în calitate de pianist. Am trecut prin muzica clasică, iar mai apoi am vrut să îmbrățișez acest stil de neoclasic, da? Deci vorbim de post-clasic aici, un stil foarte în vogă în Europa, mai puțin la noi. Lumea încă e puțin reticent aici, publicul de combinații mai extravagante, cum ar fi niște inserții electronice pe elemente din muzica clasică, dar încercăm să ne jucăm și să obținem o combinație frumoasă, cred eu, să spargem niște tipare în cum privește lumea muzica clasică. Andrei Irimia creează muzică neoclasică hipnotică, obsedantă și melancolică, iar materialul său de debut, intitulat Nuit Minimalist, lansat în 2019, exprimă într-o notă originală melancolia și libertatea muzicii franceze de acest fel.
Andrei Irimia a plecat la drum ca artist independent, iar astăzi, în turneele de promovare ale albumelor sale, susține concerte cu săli pline. Ca orice artist, simte influența muzicii cu care a crescut. La un moment dat, fiecare artist preia ceva, chiar și fără voia sa, și am și eu, bineînțeles, reperele cu care m-am dezvoltat. Vorbim aici de nume deja consacrate în muzica neoclasică, precum Max Richter sau Olafur Arnolds. Dar bineînțeles că am ținut mult la ideea de originalitate și am vrut să vin și eu cu ceva nou. Am avut libertatea, de fapt, de a improviza și de a mă juca cu mai multe idei pe care, cred că, într-o școală, într-o metodă mai didactică, nu aș fi avut acces. Fericirea e o pasăre și niciodată nimeni nu știe încotro se îndreaptă pasărea fericirii. A fost un CD New Minimalist, primul meu album, unde a predominat pianul, iar piesa cu Marius Manole este una separată de album. Am simțit acolo nevoia de o inserție poetică și de cineva care să transmită foarte mult într-o interval foarte scurt de timp și Marius Manole poate să facă asta. În prezent, artistul cântă în formule de trio. Lucrările sale au fost incluse drept coloane sonore în scopuri de marketing, media, scurtmetraje și diverse evenimente corporatiste. Când este totul live, chiar și aceste inserții electronice, cu siguranță efectul este altul. Momentan, resursele noastre sunt pentru acest format și mergem cu el mai departe. Pe viitor, v-am spus, e posibil să se întâmple orice. Cel mai recent videoclip realizat pentru piesa It Comes at Night este unul realizat în colaborare cu o echipă finlandeză, aceasta ocupându-se de partea vizuală. Experimentul este unul ușor abstract, dar care fascinează orice privire.
Noi am fost cu turneul chiar și în Olanda, am ajuns la Groningen, la festivalul Eurosonic, unul dintre cele mai mari showcase festivaluri din Europa, unde se creează un networking între impresari, case de discuri și artiști. Și chiar și acolo lumea a venit și ne-am bucurat foarte mult. Muzica mea este pusă pe platformele de streaming și da, sper să ajungă la cât mai multe persoane.